Se reduce programul la Salco și la serviciul de alimentare cu energie termică. Având în vedere măsurile pentru combaterea COVID-19, serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat Făgăraș, fostul EcoTerm, reduce programul casieriei începând cu data de 19 martie 2020, astfel luni, miercuri, vineri între 10 și 14, marți și joi între 12 și 15.30. Accesul în incinta instituției pentru plata facturilor este limitat la două persoane. Pentru informații suplimentare, solicitare de documente sau anunțare de fecțiuni branșamente, se pot utiliza următoarele modalități de comunicare. Prin telefon la dispecerat 0268 215 959 0268 210 -031 sau la fax 0268 -213 511 De asemenea, există comunicarea prin e-mail spaet-fagaraj arondgmail.com. Persoanele fizice și juridice racordate la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică pot face plăți online prin ordin de plată bancar. Începând cu data de 19 martie 2020, activitatea de relații cu publicul se va desfășura doar prin telefon, e-mail sau corespondență poștală. De asemenea, și SalcoServ a redus programul cu publicul și funcționează preponderent online în contextul pandemiei de coronavirus. Măsura este valabilă până la o dată care va fi comunicată ulterior. Programul pentru comunicarea directă cu SalcoServ este de luni până vineri la caserie, pe strada Teiului între 10 și 12 la sediu pe strada Negoi între 10 și 12. Accesul în incintă este limitat la numărul de două persoane. Documentele pot fi trimise și prin e-mail la adresa officearondsalcoserv.ro Persoanele fizice din municipiul Făgăraș pot face plăți prin metodele anunțate în serviciul de taxe și impozite, prin ghișeul.ro, mandat poștal, ordin de plată prin bancă. Mai multe detalii puteți afla și pe site-ul televiziunii Făgăraș, www.tvfăgăraș.ro